Doamnelor, domnilor, vă spun bună seara și bun găsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. Din 16 decembrie, Baia Mare este un municipiu îngropat în gunoaie, fără să știm până la această dată dacă acestea vor fi sau nu ridicate. Pentru a dezbate această problemă, fiindcă avem foarte multe întrebări din partea dumneavoastră, l-am invitat din nou în studioul nostru pe domnul inginer Mihai Apan, director general Drusal SA Baia Mare. Bună seara, bine ați revenit, domnule director. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. S-au spus multe în toată această perioadă din 16 decembrie încoace, iată că este aproape imediat o jumătate de lună, nu chiar, dar o săptămână, o săptămână. Mâine va fi o săptămână. Mâine va fi o săptămână de când ați spus stop și nu mai colectați gunoaiele băimărenilor. Să spunem ce e de spus, fiindcă Adi Deșeuri Maramureș a venit cu un punct de vedere, președintele Consiliului Județean Maramureș cu un punct de vedere de asemenea. Până la urmă, ce se întâmplă cu adevărat, domnule director? Fiindcă băimărenii sunt îngrijorați. Au tot motivul să fie îngrijorați. Nu ne pare foarte rău de decizia pe care a trebuit să o luăm. Am avut o conferință de presă în care am expus absolut tot adevărul despre ce s-a întâmplat. Rămân surprins totuși că autoritățile contractante, Consiliul Județean și ADI, în loc să își concentreze atenția înspre a rezolva problema și anume a asigura niște plăți din partea celui care n-a făcut de atât de mult timp plăți și ne-a pus pe noi într-o situație foarte dificilă. Ei inventează și interpretează legea spunând neadevărul prin omisiune. Unul dintre neadevăruri a fost faptul că oprirea noastră a fost ilegală din moment ce nu am făcut notificări. Și după cum am mai spus, am făcut 5 notificări în ultimele 6 luni la Primăria Baia Mare și 2 notificări către autoritatea contractantă, către ADI, copiind informația și către Consiliul Județean. Conform contractului, cred că articolul 716 din contract, care prevede clar că atunci când nu se realizează plata pe o perioadă de 90 de zile, noi avem dreptul ca să solicităm plata cu o notificare de 15 zile, după care avem dreptul ca să oprim total sau parțial serviciul. La aceste 5 notificări care le-am dat au fost nu numai pentru Primăria Baia Mare, ci pentru alte câteva primării care rămâneau în urmă cu plățile. Bineînțeles că toți ceilalți au înțeles necesitatea realizării plăților și le-au făcut. În schimb, Primăria Baia Mare nici măcar nu s-a angajat într-o eșalonare de plăți, un răspuns către noi și o notificare este valabilă atâta timp cât facturile care sunt expuse în acea notificare nu sunt plătite. Ei consideră că dacă am făcut o notificare în august, înseamnă că nu mai trebuie să dau de fiecare dată o notificare. Deci, adică vă referiți la ADI Maramureș. Da, la ADI Maramureș și la Primăria Baia Mare, pentru că am înțeles că asta spunea domnul Dovăcan într-o emisiune, că ați făcut în august, într-adevăr, notificarea, dar înainte de a întrerupe serviciul, n-ați mai făcut notificarea. Dar notificarea care am făcut, cele 4 notificări anterioare care le-am făcut, sunt valabile. Ei trebuiau să facă plăți. De exemplu, notificările anterioare care le-am făcut pentru alte primării, au fost vreo 3 sau 4 primării din cele 31 de primării pentru care executăm serviciul, s-au plătit. Deci acele notificări s-au stins. La ei, normal că nu mai putem ca să oprim fără o altă notificare prealabilă. Dar Baia Mare nu a plătit și asta înseamnă că acea notificare a rămas valabilă. Însă, în loc să oprim după 15 zile, am oprit după 3 luni, după o lună, după cât timp a trecut de la ultima notificare și până când am luat decizia să ne oprim. Deci, suntem absolut legali. Problema cea mai mare deci care... Deci să clarificăm, n-ați încălcat niciun articol din N-am încălcat contract. Niciun articol, nici din legislație, nici din lege. O problemă foarte mare este că am primit multe telefoane de la populația din Baia Mare care
ne spuneau de ce am oprit serviciul din moment ce ei au plătit serviciul. Păi aici vreau să vă întreb, pentru că sunt băimăreni, sute de băimăreni revoltați, dacă nu mai mulți, și pe bună dreptate, care spun și pe social media și peste tot, că ei au plătit la începutul anului pe un an întreg serviciile. Așa este. Când erau serviciile la Drusal și veneau facturile de la dumneavoastră, de la firmă, nu trebuiau să plătească până an de zile, dar acum ei și-au plătit și gunoiul nu este ridicat. Da. Deci era puțin mai greu pentru noi ca să elaborăm un număr de 80.000 de facturi până la 85.000 de facturi, pentru că făceam factură pe familie. Deci numărul total de populație, fiind de la 123.000 an de an, a crescut până în mod curent, se vehiculează numărul de 132.000, populația primăriei Baia Mare. Și contractul pe care l-am avut înainte ne-a obligat să facem facturi diferite pe adrese, pe număr de familie, în funcție de numărul de cantitate de gunoi care fiecare persoană o generează. În momentul când s-a introdus SMID-ul, contractul pentru Sistemul Management Integrat al Deșeurilor, s-a gândit atunci, gândirea era de fapt o treabă bună, pozitivă, ca în sensul că operatorul, care nu suntem numai Drusal, ci peste tot în țară, în loc să facă câte o factură pentru fiecare persoană sau familie, face o singură factură pentru UAT, pentru primărie, se face colectarea prin monitorizare, trasabilitate și cântărire la fiecare cursă. Se știe că la sfârșitul lunii am ridicat 3.000 de tone în județul Maram, adică în municipiul Baia Mare, și Baia Mare va trebui să colecteze 3.000 împărțit la 132.000 de locuitori. Asta era 3.000 de tone ori tariful împărțit la numărul de locuitori. Și asta s-a și întâmplat, în sensul că s-a colectat, pentru că, repet, avem și acum foarte multe telefoane care sună la noi întrebându-ne de ce nu ridicăm gunoiul din moment ce ei au plătit, și le-am spus, acum ați plătit către primăria Baia Mare. Da, domnule director, cât este de normal ca această taxă să fie colectată integral pe un an de zile la începutul anului? În care dintre orașe se face la fel din țară? Sau e o practică normală? Este o practică normală. Da. În țările occidentale, peste tot așa se face. Da, am înțeles. Deci primăria introduce în datoriile, impozitele către primăria tuturor locuitorilor, este compusă din mai multe elemente. Unul dintre aceste elemente este sub cont, este salubrizarea. Dar acea salubrizare, acea plată care o face populația, este desemnată pentru serviciul de salubrizare din anul respectiv. Deci, în mod normal, dacă în anul respectiv primăria nu a făcut plăți, ar trebui ca acel subcont să fie plin de bani. Sau cel puțin 90%, să zicem, 80% din populație care a plătit. Oamenii au plătit, dar către primărie. Primăria nu v-a achitat banii care trebuiau de fapt să vie pentru achite, serviciul care de anul ăsta. Primăria avea arierate câștigate în instanță și avea datorii pe anul trecut. Și bănuiesc, nu știu sigur, dar nu văd altă explicație, acești bani au fost, pentru că primăria a făcut plăți către noi, dar le-a făcut în contul datoriilor care le avea din arieratele câștigate în instanță și din serviciu prestat pe anul trecut. Cu mențiune clară că sunt plăți pentru arierate. Deci, normal, în momentul când procedura de realizare a unei plăți se face prin menționarea la fiecare ordin de plată către ce factură trebuie să o punem. Noi nu putem să o punem la orice factură dorim. Și în mod normal, legea contabilității și bunul simț este ca plata să se aplice la cea mai veche factură. De ce? Pentru că cea mai veche factură generează cel mai mare penalitate de întârziere și pe aceea vrei ca să o plătești. Domnule director, dacă ați văzut că primăria municipiului Baia Mare nu achită din datorie, a trecut o lună, au trecut două, trei, patru, cinci și nu s-au achitat banii respectivi, de ce ați continuat să ridicați gunoaiele? Motivul pentru care am continuat să ridicăm gunoaiele este pentru că în fiecare an exista un decalaj între
facturile noastre pentru munca prestată în mod curent și datoriile primăriei. Și în anumite cazuri primăria cerea o reeșalonare în care de cele mai multe ori nu se ținea de această reeșalonare sau plata se făcea la o frecvență mult mai mică decât cerea reeșalonarea și având totuși o resursă financiară din plățile care le făcea în contul anului trecut și în contul arieratelor care trebuia să ne le plătească, am considerat că nu este oportun să oprim serviciu și că ar trebui ca să, atâta timp cât avem o anumită resursă financiară, chiar și din vechituri, să continuăm serviciu. Pe de altă parte, pentru că foarte multă lume mă întreabă acest lucru, dacă am fi oprit serviciu în iulie, august, când temperatura este atât de mare, disconfortul generat de aceste cantități mari de gunoi care sunt acum necolectate era mult mai mare. Se genera biogaz, se genera levigat, se apăreau insecte și tot felul de rozătoare. Deci nu asta a fost motivul pentru care noi l-am amânat acum, am decis acum. Acum pur și simplu a fost din motivul că efectiv nu am mai avut resurse financiare să continuăm activitatea. Ceea ce mă surprinde este că, încă o dată, în loc ca autoritățile să își concerteze atenția în a găsi soluții, unu, de a ne plăti, doi, cantitățile și așa ilegal colectate, pentru că colectarea implică o licență a NRSC, implică o experiență, pentru că acea licență a NRSC se dă numai pentru cazul în care ai o anumită experiență și ai dotarea respectivă. Odată că au făcut acest mod de colectare prin care nu fac altceva decât să încurajeze primăria să nu ne plătească în continuare. Păi da, să explicăm că s-a întrunit Comitetul Județean pentru Stații de Urgență după a treia zi, dacă nu prevede legea. Da. Ceea ce am văzut noi în Baia Mare, au venit diverse mașini, am văzut astăzi și prin Deva, salubrizare Deva, ceva mașini mari. Au venit care... din Deva, din primăriile Coroieni, Șoncuta Mare și din Târgu Lăpuș. Ceea ce este mai grav este că Târgu Lăpuș are serviciu de salubrizare, are licență doar pentru teritoriul pe care are contract, deci este ilegal ca un operator să își deseneze o mașină care de fapt este... Și în stare de urgență? Nici măcar în stare de urgență. Deci în stare de urgență nu înseamnă că poți să faci ce vrei. Poți să treci pe roșu, poți să iei împrumut de la oameni să nu mai dai înapoi. Deci, pe de altă parte, ce legătură are starea de urgență cu faptul că depozitezi sute de tone de gunoi menajer la câțiva metri de albia unui râu care, în mod normal, preia absolut toate aceste legate, le duce în Ungaria. Noi am mai discutat de rampa aceasta. Normal, când ați predat dumneavoastră rampa, era doar cu ce deșeuri? Deci, noi am luat măsuri de ecologizare a rampei, am nivelat totul și urma ca să avem, am fost chemat personal de un primar Cherecheș care a spus mâine la ora 9 facem proces verbal de predare-primire. La ora 9 am fost acolo cu jurist, cu șef de rampă și așa mai departe, am ecologizat totul, am făcut poze și la ora 9 nu a apărut nimeni. Mai mult, la ora 11 au început să curgă mașinile și să depoziteze mizeria peste suprafața ecologizată de către noi. N-ați făcut sesizări la Garda de Mediu? Am făcut sesizări la Garda de Mediu. Să așteptăm deci am făcut o notificare către Primăria Baia Mare în care i-am adus aminte că a fost așteptat să încheiem procesul verbal de predare și primire și pe lângă faptul că nu a venit, a început să curgă zeci de mașini care depozitau pe zona pe care le-am întreținut-o. Da? Această notă am dat-o spre știință către Agenția de Mediu și către Garda Națională Normal, de Mediu. Cine ar trebui să primească o amendă pentru faptul că se depozitează ilegal deșeurile? Deci, în cazul în care noi operam pe acea suprafață care era în proprietatea primăriei Baia Mare și ne era nouă desemnată ca să o folosim, dacă exista această situație, datoria celui care trebuie să facă autorizare este a
proprietarului. În același timp, operatorul nu are voie să folosească pentru depozitare o suprafață care nu este autorizată. Deci, în acel caz, trebuia să fie amendată și proprietarul terenului, adică primăria Baia Mare, și operatorul care ar fi depozitat ceva neconform. În momentul de față este proprietarul primăria Baia Mare și toți ceilalți sunt tot felul de asociați cu primăria Baia Mare, inclusiv SPAU, și aceste mașini care nu au licența executării acestui serviciu. Și în mod normal lumea spune, păi bine, dacă n-aveau unde să o ducă, deci n-aveau decât să o ducă acolo. Nu, aveau unde să o ducă. Exact așa cum plătim noi o mulțime de bani ca să ducem la 250 de kilometri, dus întors 500 de kilometri colectat, exact la fel cum firma de construcții care îi ajută cu ridicatul pubelei. Eu așa am înțeles de la început, că ei trebuia să aducă până la dumneavoastră pe rampă gunoaiele. Nu, pentru că la noi pe rampă se poate prelua deșeuri numai de la operatorul SMID. Am înțeles. La fel ca și pe în momentul când vom prelua, pentru că amplasamentul de la platforma de transfer din Siget, din Moisei și din Târgu Lăpuș are o mulțime de neconformități. Noi am pregătit o ofertă prin care să o prezentăm Consiliul Județean, că vom prelua aceste cu condiția ca să ni se deconteze toate reparațiile care trebuie făcute, toate remedierile care trebuie făcute pentru aceste neconformități, și atunci le vom prelua acestea. Deci, în momentul când eu operez o rampă de transfer, nu am voie să preiau la Siget decât de la operatorul SMID, care este Herodot. Zona 3 la Moisei, n-am voie să preiau deșeuri, numai operatorul zonei 3, care este Glotzal. În zona 4 va trebui să preiau de la operatorul desemnat, pentru că acolo s-a ținut licitația, nu s-a prezentat nimeni. Dar, domnule director, ca să încheiem discuția cu rampa aceasta de la Săsar, deci cei care transportau acolo deșeurile aveau obligația, de fapt, să transporte la o groapă ecologică, da? Da, la o groapă autorizată legal. Și să existe un contract. Ei trebuia să le predea către o groapă autorizată legal. Din punctul nostru de vedere era o încălcare a contractului ca să preluăm acestea, pentru că noi suntem într-o situație interesantă, în sensul că noi suntem și operatorul de colectare și operatorul de depozitare. Dar să spunem că operatorul de depozitare era Iridex, deci cel care este acum în Târgu Mureș. Operatorul Iridex nu putea să preia, și să zicem că în loc de depozitarea la noi, în stația de transfer a noastră, se depozita la Fărcașa, Iridex n-avea voie de la Fărcașa să preia deșeuri menajere numai de la firma care este operatorul contractului de colectare. N-are voie să preia de la altcineva. Deci asta este problema. Dar ei puteau să-și asigure contracte, un contract cu Oradea, cu Satu Mare, cu unde ducem noi la Târgu Mureș, au și acceptul de la Miercurea Ciuc, trebuia să le duc acolo. De ce să luăm acest mare risc de infestare, a contaminare a unui râu, care până la urmă, repet, poate duce la un conflict internațional, exact așa, da, cum s-a întâmplat și altă dată. În 2000, când a fost, da, cu aurul. Ăla merge înspre Someșul, merge în Ungaria. În Ungaria cineva care se autosezizează pentru că se iau analize de apă, poate să genereze o problemă foarte mare. Puteau să le ducă. Deci, pentru anul viitor, din 1 ianuarie, am primit o notificare din partea Consiliului Județean, cum că ni se preiau 800 de tone de gunoi pe lună către Miercurea Ciuc. De ce nu se duc la Miercurea Ciuc? Și puteau să evite. Rămâneau numai cu ilegalitatea de a colecta ilegal. Deci nu se vor mai duce la Târgu Mureș, da, deloc? Din 1 ianuarie 2021? Din 1 ianuarie avem acordul operatorului pentru 100 de tone pe zi, dar de fapt nouă ne trebuie 250 de tone pe zi, dar operatorul nu poate să dea acord definitiv numai cu aprobarea Consiliului Județean Mureș.
Deci, în momentul de față, nu avem aprobarea Consiliului Județean Mureș, deci de la 1 ianuarie nu știm unde vom duce gunoiul, pentru că avem deocamdată o aprobare către RDE Harghita, în Miercurea Ciuc, care, de fapt, ne-a spus că este o problemă, că au dat o porție mai mare către operatorul din Sighet și că partea noastră de cantitate de gunoi care trebuie să ducem acolo nu mai rămâne disponibilă. Nu știu ce aranjament a făcut acolo Consiliul Județean și că să facem noi o solicitare care din nou o să treacă prin aprobarea Consiliului Județean Harghita. Deci în momentul de față, din 1 ianuarie, zona 1, nu numai Baia Mare, are o problemă foarte mare cu unde vom duce gunoiul. Ați înștiințat ADI Deșeuri Maramureș și Consiliul Județean? Da, deci partea de colectare este a lui ADI și partea de depozitare este a Consiliului Județean. Am început din luna octombrie, am dat notificări încă o dată, în fiecare lună, pentru că am spus nu vrem să lăsăm rezolvarea acestei situații pe luna decembrie, pentru că trebuie să se facă o decizie în Consiliul Județean și Consiliile Județeane de obicei ținându-se la sfârșitul lunii, în luna decembrie de obicei sunt ședințe de Consiliul Județean festive, de Crăciun, de Anul Nou, de închiderea anului și nu anume de a rezolva anumite probleme. Domnul primar din Comuna Fărcașa, Ioan Stegeran, a afirmat în această emisiune și ferm a fost în afirmație, cum că nu vedeți midul realizat niciodată din cauza incompetenței de la cei care au început acolo lucrările. Dumneavoastră îl vedeți finalizat? Deci eu până acum nu m-am implicat în a-mi da niște păreri din moment ce nu mă pricep la ceea ce fac ei acolo. Da, aveți în jurul noastră specialiști. Dar din discuțiile care le-am avut cu specialiști în domeniu, îmi vine foarte greu să cred că vreodată acolo va fi un depozit. Am avut o întâlnire cu un domn președinte a Agenției Naționale de Protecție a Mediului, domnul Toma, care este un tip foarte experimentat în domeniul de protecția mediului și mai ales de salubrizare, care a venit la noi pe rampă și ne-a felicitat pentru modul în care facem colectare. Când m-a întrebat care este cantitatea de reciclabil pe care o dăm lunar, am spus în jur de 2,5, maxim 3,5 pe lună. M-a felicitat încă o dată că nu mint, pentru că el știe că toți cei care vorbesc tot felul de avioane cu 90% și 50% sunt niște minciuni care nu sunt adevărate. Și tot el a fost și a vizitat Fărcașa. Și mi-a spus că el din China și până în America de Sud a văzut foarte multe amplasamente și din punctul lui de vedere aici nu va fi niciodată un centru de integrat de procesare deșeurilor menajere. Eu am luat de bună toate informațiile oficiale care le-am primit până acum de la consiliile județene care până acum cu care până acum am lucrat, dar în ultimul timp, doar de când am câștigat noi licitația, în fiecare an s-a spus anul viitor, anul viitor, și anul viitor. Și nu s-a întâmplat nimic. Și nu s-a întâmplat absolut nimic. S-au mai schimbat niște firme. Acum, domnul Ionel Bogdan a fost puțin mai orientat și în loc să spună anul viitor, a spus 2023. Și a dat o marjă de gură de aer. Vedeți, o să petrece timpul și, de fapt, am întrebat în stânga, în dreapta, nu se întâmplă nimic acolo, plus că mai este și o contestație. Se întâmplă. Da. Platforma o ia la vale. În continuare, am văzut niște poze în care de sub platformă deja alunecă terenul și platforma începe să se îndoaie, să crape, să ia la vale în continuare. Deci este ceva care mă face să cred că, într-adevăr, domnul primar Stejereanu are dreptate. La final, să ne spuneți, domnule director, se vor ridica gunoaiele din Baia Mare? Dacă da, în ce condiții și dacă da, când? Condiția pe care noi am pus-o de la bun început, cu toate că într-o conferință de presă cineva a spus
că noi am acceptat să lucrăm după 1,6 milioane plăți care s-au făcut. Aceste s-ar fi spus la o ședință la care am fost doar eu prezent și primăria Baia Mare nici măcar nu a fost. Noi atunci am spus că vrem să fie plătite cele mai vechi 5 facturi, care având în vedere că facturile fiind făcute o factură pentru fiecare lună, deci din cele 12 facturi pe care primăria Baia Mare ne le datorează, a plătit 5 facturi, iar pune în situația de a datora 7 luni. Deci am fi de acord să lucrăm cu 7 luni întârziere și nu cum a făcut firma din București, sectorul 1, unde după 4 luni a oprit salubrizarea, dar cel puțin acea întârziere să fie redusă la 7 luni de la... Acum sunt probabil 10 luni și jumătate, pentru că s-au făcut niște plăți. Deci, am spus că acele 5 facturi cele mai vechi, care ar însuma 5,7 milioane, ar trebui să fie plătite. Din aceste 5,7 milioane s-a plătit 1,9 milioane. În prima zi de după acea ședință s-a plătit 1,6 și peste 1,6 milioane, după care s-a plătit 253 de milioane, deci în total... 1.923.353, deci ne mai trebuie cam 3,8 milioane ca să putem să pornim. În momentul când avem această plată, automat aveți cuvântul meu de onoare că pornim. Mulțumim, domnule director. Așteptăm să vedem ce se întâmplă mai departe și vă mai așteptăm la emisiunea noastră. Eu sper cu totul, din toată inima, că rațiunea va câștiga. Vor fi lăsate deoparte ambiții personale, ambiții politice și se vor face aceste plăți pentru că este sfârșit de an, avem peste 5 milioane facturi scadente, avem de dat salarii la oameni, avem de dat bonuri de masă, avem de dat niște bonusuri de Crăciun și este foarte mare nevoie ca să fim plătiți. Mulțumim încă o dată, vă dorim sărbători liniștite și cu vești bune. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Doamnelor, domnilor, rămâneți cu noi, urmează pauza de publicitate și vedem cum stăm și cu tradițiile și cu modernismul la ora actuală în Maramureș.